Fotoliul cu ghimp. Fotoliul cu ghimp. Fotoliul cu ghimp. La fotoliul cu ghimp, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresatul? Cât a costat? Sunt Adrian Simon, Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu ghimp. Sunt Adrian Simon, suntem în studioul Capital TV. În platoul emisiunii este invitat în acest moment domnul deputat Ilie Toma, deputat PSD de Hunedoara. Bună ziua, domnule deputat, bun venit în studioul nostru. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Salut mâna doamnelor, bună ziua domnilor. Salut cu deosebit respect toți cetățenii județului Hunedoara. Și nu numai. Și nu numai, toți românii, cu drag. Domnule Toma, cred că a trecut vreo lună și un pic de când ne-am văzut ultima oară. S-au întâmplat multe lucruri de atunci și majoritatea dintre ele nu sunt lucruri bune. Dumneavoastră stați deputat PSD de Hunedoara. Iată că în acest moment o mare parte a populației din Deva nu are apă caldă, afară e destul de frig și nins. Școlile sunt în online și datorită ratei de infectări, dar și datorită faptului că nu există căldură. Termocentrala Mintia nu funcționează, extracția de cărbune nici atât. Ce se întâmplă? Stimate domnule Adrian Simeon, haideți să fim sinceri, tot ceea ce se întâmplă acum în țară e foarte rău. Țara merge spre un blocaj economic, cel puțin așa o văd, prin ochii parlamentarului, prin ochii celui care face legile și le votează în Parlamentul României, pentru că discutând despre Parlamentul României, e normal că în principal mă interesează România și țara mea și neamul meu înaintea altor probleme care se discută în Europa și la nivel de comunitate europeană. Și e normal să lupt pentru ei și voi face acest lucru cât timp voi fi parlamentar, cât timp voi fi reprezentantul cetățenilor României în Forul Suprem al Statului Român. Vă aduceți aminte că în emisiunea precedentă, așa cum ați enumerat foarte multe probleme, noi am făcut aici niște discuții pe lar despre ceea ce însemna la momentul respectiv, acum o lună de zile, economia, industria României, tot ceea ce însemnau măsurile de protecție socială care ar fi trebuit luate, tot ceea ce însemnau măsurile premergătoare adoptării unui buget. Din câte mi-aduc aminte, cred că a fost făcută emisiunea înainte de adoptarea bugetului consolidat al României. Era cu o săptămână, cred. Și totdeauna am ridicat aici la noastră în studio, atât eu cât și colegii mei, reprezentanții Partidului Social Democrat la nivel de județul Hunedoara în Parlamentul României, exact aceleași probleme pertinente, aceleași probleme cu care se confruntau oamenii. Și nu le-am ridicat pentru că suntem noi nu știu ce genii, vă spun cinstit, le-am ridicat pentru că am fost între oameni, am fost cu oamenii și ne-au spus aceste probleme cu care dânsii se confruntă. Și nu poți lăsa semenul tău care și-a pus speranța în tine, și-a pus încredere în tine, când este la ananghie să sufere în continuare, să nu încerci măcar să iei niște măsuri minimale, să-i asiguri un trai mai bun, să-i asiguri ceea ce înseamnă stabilitate și traiul de zi cu zi decent al fiecărui cetățean în România. Deci astea sunt ideile cu care ne-am dus acolo. Dar vreau să revin la fosta emisiune. Dacă vă aduceți aminte foarte vehement, am făcut niște
previziuni, să le spunem, sau cum, cum să le numim. Ați profețit la ceea ce ceva, s-a... Da? Nu am profețit, că nu sunt profet, vă spun cinstit, n-am nici această pretenție și cu siguranță nu sunt, sunt un om ca toți ceilalți, mă simt un om ca toți ceilalți și vreau acest lucru să merg în continuare pe această idee, a fi un om ca și toți ceilalți, pentru că asta este la urmă urmei. Dar din experiența mea profesională și parlamentară, v-am spus cum că Mintia va urma, termocentrala de la Mintia, în prima fază, să se oprească din nou, dar cred că au fost totuși dulci acele previziuni și și dumneavoastră a spus același eu lucru și a fost de acord. Eu am fost un pic mai dur și că eu sunt convins că până la urmă se va închide. Am spus că după ce va trece acest anotimp rece și va începe cât de cât căldura, termocentrala de la Mintia se va opri, așa ușor, ușor va începe un șomaj tehnic, după care vor uita să o mai repornească. Se pare că am fost destul de amabil noi prin ceea ce am povestit în acea emisiune și ceea ce am spus și au oprit-o la nici o săptămână jumate, două săptămâni de funcționare pe terțe motive, că nu este rentabilă, că nu există stocuri de cărbune și această idee într-adevăr este fiabilă la ceea ce se spune stocurile de cărbune, dar de ce nu există în perioada de iarnă? Întotdeauna orice bun gospodar știe foarte clar că trebuie să-ți asiguri anumite stocuri pentru anumite anotimpuri mai grele, cum este iarna. Există și în cursul de management, când îl faci la facultate, management, conducătorul unei entități, cofia economice, cofia instituție publică sau altceva, îți spune că trebuie să asiguri stocuri de continuitate, stocuri cu mișcare lentă și fără mișcare, stocuri de siguranță pe timp de iarnă. Ei, ce vă spune acest lucru? Nu a fost niciun interes pentru a asigura această continuitate de funcționare termocentrală de la Mintia, ba mai mult, lași cel municipiul capitală de județ, îl lași în frig, care alături de Hunedoara există cea mai mare populație, da? Municipiul Hunedoara și municipiul Deva. Câteva 1.000-2.000 de locuitori este diferența de populație, dar tot rămâne la fel ca și municipiul Hunedoara. Cel mai mare municipiu din județul Hunedoara este și capitală de județ. Lași în frig și fără apă caldă, mai ales că este și o perioadă de pandemie care necesită o spălare suplimentară și o curățire suplimentară la fiecare în parte, îi lași acești 20.000 de oameni fără căldură, fără apă caldă, ba mai mult lași și instituții publice care sunt foarte frecventate de oameni, dăm niște exemple, școlile de exemplu sau alte instituții publice care au fost racordate la agentul termic produs de Mintia. Oamenii stau în frig și la dumneavoastră în studio, bag eu seama, nu este foarte confortabil, că nu ne simțim foarte bine termic. Da. Vă încălziți cu sursa alternativă, ați dat drumul la aer condiționat, probabil, da? Dar tot nu este căldura necesară unui confort termic. Nu face față. Nu face față, asta este. Păi, cum o putem numi toată această problemă? Nu rea voință. Din punctul meu de vedere este rea voință. Și am făcut Toma, apel... Din punctul meu de vedere, nu ați vrut să fiți mai plastic. Eu vreau să fiu mai tranșat. Nu vreau să fiu mai plastic. Vreau să explic exact lucrurile cum sunt, pentru eu că am făcut că lucrurile astea nenumărate trebuiau... apeluri. În regulă. Dar lucrurile astea trebuiau făcute. Dom'le, omul gospodar își face iarna, cum e proverbul ăla, iarna car și vara sanie. Vara sanie, normal, ca să ai când îți trebuie nu să trebuia pui mâna. Să așteptăm până când îngheață Mintia și așa mai departe, cu școlile, cu liceele și cu toate lucrurile astea, da? Trebuia să existe oricum o variantă alternativă, cel puțin. Da, întotdeauna. Să... Dar da? Asta trebuie să o gândească cel care administrează orașul, din punctul de vedere al cetățenilor municipiului Deva, din punctul de vedere al industriei energetice și a energiei produse pe bază de cărbune, a extracției de cărbune din Valea Jiului, sunt alții de vină, dar care fac parte tot din aceeași clică politică, tot din aceleași interese, tot cu aceeași aplecare, non-aplecare față de omul de rând și exprim încă o dată foarte clar și mi-asum ceea ce spun, cu toții sunt de vină. Începând de la primarul municipiului Deva, domnul Oancea, continuând cu cei care conduc complexul energetic Hunedoara astăzi, atât pe linie de producție de energie electrică pe bază de cărbune, cât și la extracția cărbunelui din mine,
director general, administrator, ce o fi acum special, nu are nicio importanță, mai ales că am înțeles că administratorul special nu are absolut nicio calificare, nicio probitate, nicio probitate profesională sau experiență profesională care să-l fi recomandat pentru această funcție, dar politic se poate orice, nu mai contează. Ați văzut că punem și antreprenori de pompe funebre, directori de spitale sau... Deci complotul ăsta e condus la cel mai jalnic mod potențial. Asta e una din probleme. Doi, implicarea parlamentarilor care reprezintă județul Hunedoara, a parlamentarilor de dreapta aflați în arcul guvernamental, aflați la putere în acest moment, aflați ca și majoritate în Parlamentul României, că sunt ei parlamentarii Partidului Național Liberal, Vetuța Stănescu, senatorul Potecă, sau reprezentanții USR-ului, deputat doamna Poliana Hanganu, niciunul dintre ei sau cei pe care îi reprezintă și au dus acolo ideile de dreapta, nu au avut nicio implicare în ceea ce a însemnat politica și nu doar pentru județul Hunedoara, pentru că producția de energie pe bază de cărbune, de lignit din Valea Jiului și de huilă din Oltenia, aceeași soartă o va avea, vă spun încă o dată, și complexul energetic Oltenia, ca și complexul energetic Hunedoara. Complexul energetic Hunedoara probabil că este primul pas spre închidere a tot ceea ce înseamnă producție de energie pe bază de cărbune și pasul al doilea va fi închiderea complexului energetic Oltenia. Ei, toată această producție de energie pe bază de cărbune este cea mai sigură. Sunt de acord cu dumneavoastră că este poluantă, dar cum bunul Dumnezeu în Uniunea Europeană, în acest moment, Germania, știu că este mai mare și tot respectul, o economie puternică, o țară puternică, un stat puternic, nu critic pe nimeni, dar și-a negociat continuitatea mineritului și a producției de energie pe cărbune până în 2038. Mai mult, zilele trecute am aflat, știți că spuneam și de Polonia, care și-a cam aceleași datele problemei, și-a renegociat și Polonia va merge cu extracția de cărbune și a producției de energie electrică pe bază de cărbune până în 2049. Deci încă 30 de ani. Încă e mult, stimate domn. E mult. Este foarte mult. Iar noi nu putem să ducem mai departe această producție de energie electrică pe bază de cărbune nici măcar 10 ani, pentru că aici este vorba și despre siguranța sistemului energetic național. Întotdeauna această producție de energie pe bază de cărbune o poți porni când vrei tu, o poți opri când vrei tu. Spre diferență de celelalte tehnologii care produc energia electrică, eoliene, hidrocentralele, celule fotovoltaice. Ați văzut ce s-a întâmplat în Texas, în Statele Unite ale Americii? Da, oamenii în mașini. Au capotat toate acele sisteme de producție de energie electrică, a venit un val polar, un vortex. Nu putem noi controla puterea lui Dumnezeu niciodată. Să știți, dacă ne vine un fric sau dacă ne vine o căldură excesivă, trebuie să încercăm să facem față la toate, să fim pregătiți și cu ajutorul lui Dumnezeu să trecem peste ele. Au stat oamenii unde? În mașini. Ce se întâmpla? Deoarece temperatura a scăzut foarte mult, n-au mai funcționat, au depus gheață pe ceea ce a însemnat celulele fotovoltaice, au înghețat centralele eoliene și gazul, tot ce înseamnă producție de energie electrică pe bază de gaz când temperaturile sunt foarte scăzute. Scade și presiunea gazului. Sunt niște proprietăți care se modifică în timpul temperaturilor foarte joase. Și atunci nu mai aveau să se încălzească decât pe ceea ce însemna pe motoare termice. Dacă mașinile erau în acea clipă toate pe energie electrică, cum se mai încălzeau acei oameni? Corect. Deci, asta e întrebarea. În trebuie să avem aplecarea și sufletul, stimate domn Adrian Simeon, să spunem mai departe. Ok, hai să mai reducem ceea ce înseamnă poluarea cu dioxidul de carbon din această producție, dar hai să facem retehnologizare. Hai să mai reducem și această producție, dar să nu omorâm, să lăsăm minimum minimorum, să ne asigurăm că România rămâne independentă din punct de vedere energetic. Nu putem sta la mâna nimănui că ne vor da ungurii, că ne vor da alții energie electrică. Nu, nu putem lăsa acest lucru. Până și în comunism. Ideea era de a asigura o independență energetică și pe energie și au reușit acest lucru. Cum au reușit? Ei nu mai discutăm. În timp ce discut cu dumneavoastră chiar acum în timpul emisiunii,
Mie îmi vin tot felul de informații da, pe înțeles. WhatsApp. Vreau să vă întreb ceva, revenind puțin la această termocentrală de la Mintiacu, să nu întreagă cineva că am ceva cu oamenii care lucrează acolo, că nu am chiar nimic, din potrivă. Eu vă spun din start, dar orice mi-a spune, că am mai văzut și alți susținători care... poate cu idei pertinente. Să vă spun despre ce vorbim. Voi fi susținătorul producției de energie pe cărbune. Ok, în regulă, foarte bine. Cu retehnologizare, dar sunteți, cu celelalte. Nu sunteți, ați fost directorul casei de pensii județene. Da. Sunteți familiarizat cu sistemul, muncești, iei bani sau contribuiești, iei bani. Am și eu o întrebare, că uite, discutam cu cineva acum. La Mintia există niște restanțe salariale, am înțeles că deja au bani în conturi pentru luna februarie, a fost făcută plata, există bani în conturi, fără doar și poate. Dar, din câte știu eu, și în luna februarie a fost întreruptă furnizarea agentului termic și în luna ianuarie. Nu este din vina angajaților de și la Mintia. Și acum în luna martie. Da, dar ce muncesc angajații? Adică, tău și bun, nu e din vina ta. Da? Ok, nicio problemă. Dar dacă îi cheamă la servici, eu mă gândesc că cei care nu sunt foarte convins, că v-am spus, nu, adică vi se pare nu normal, sunt convins de, exemplu, de capacitățile lor, manageriale, în primul rând. Nu, vi se pare normal ca oamenii aceia să fie plătiți dacă corect, nu produc dar să nimic? Facă ceva. Păi și ce fac? Ai putea asigura mentenanța, ai putea asigura tot ceea ce înseamnă întreținerea când utilajul este oprit și nu poți asigura, sau reparațiile. Ești ocupat cu protestele, domnul Toma, nu cu... N-ai, că nu cu toți, domnul Adrian Simon. Nu este din vina lor. Ei nu pot să producă în acest moment energie electrică pentru că nu au cărbune. Cărbunele care se da, produce domnule, atunci în Valea Jiului este de 1000 de tone zile în clipa bun, asta. De ce este de 1000 de tone? Sunt personalul care lucră efectiv în mine. Am înțeles că sunt undeva la 5-600 de oameni maxim. Cei care... Omul ăla care încarcă efectiv cărbunele de la Târnacop și îl scoate din peretele de cărbune și îl pune pe banda de rulare. Restul sunt cei care asigură personal auxiliar, electricianul, mecanicul la banda, cel care asigură mai e și personalul aerajul, ventilatoarele, pompagii, pentru că într-o mină fetele se care duc cafeaua. În spate, discutăm efectiv doar de abataje, domnul Adrian Simeon, în această clipă. Nu, eu vorbeam de Mintia, dumneavoastră ați trecut la mine. Păi nu, am spus că de ce nu poate produce Mintia, de ce nu se da, produce cărbune. Da, dar atunci cărbune. Eu ca administrator nu te pot plăti pe tine muncitor dacă mai tu ai nu variante. Faci nimic. Eu, dacă m-ați observat, eu nu am discutat nimic despre salarii. Vă rog. Da. Am discutat doar despre ideea de continuitate. Și salariile alea vin și de la mine și de la dumneavoastră. Această entitate și de la economică toți. Care extrage și produce energie electrică pe bază de cărbune și extrage cărbune. Noi suntem într-o societate capitalistă. Suntem într-o societate capitalistă, dar societate capitalistă nu înseamnă să biciuiești omul și să-l omori până nu mai poate rezista. Salariul dacă tu nu muncești. Ok, de ce în statele capitaliste există această îngăduire și subvenție pentru producătorii de energie? De ce în statele mari și grele, care produc economic puternic, și marii energofagi sunt studiați și li se asigură o sumă ca să poată rezista pe piață și să producă mai departe ceea ce produc? Și aici vă spun clar, fac referire la industria metalurgică, pentru că și aici am mari discuții cu combinatele siderurgice din țară, mai ales cu combinatul de la Hunedoara, cu ArcelorMittal Hunedoara, unde combinatul este mare consumator energofag de energie electrică. În toate statele dezvoltate unde ArcelorMittal mai are aceste entități de producție a oțelului, sunt cumva asistați de stat, sponsorizați. Ei, combinatul din Hunedoara a obținut niște bani, niște subvenții în anul 2019 la final și vă spun cinstit, am fost cu ei de 2-3 ori în Comisia de Industrie și Servicii, unde acolo membru sunt, și la agenția, la ANR, Agenția Națională de Reglementare a Prețurilor de Energie, le-am făcut legătura și la minister, pentru că oamenii ăștia trebuie să-și expună problema, la fel cum trebuie să-și expună și producătorii de energie electrică. Deci eu n-am făcut referință la salariu, v-am spus cauzele și încercarea de a salva o ramură strategică în economia națională, o ramură strategică pentru siguranța națională. Să fim sinceri, producția de energie electrică este o ramură de importanță strategică națională. Nu, dar de ce poate cea mai cărbune? Importantă sau de foarte importantă. În primul rând, nu s-a mai făcut retehnologizare la mine de ani de zile. Personalul lucrează ca și acum 30 de ani. Aseară
Mi-am adus aminte o treabă, acum am o provocație. Am avut și noua seară, pot să spun, până la ora 0, la Consiliul Județean am stat într-o ședință invitat cu europarlamentarul Cristian Terheș din Parlamentul Europei, care a fost împreună cu o echipă de consilieri de la dânsul, au intrat în mină, în abataj efectiv, au stat 4 ore acolo să vadă. Multă lume povestește despre un lucru. Ați fost vreodată în interiorul minii? Eu când am fost student am intrat de două ori, să văd cum e când am student la Petroșani, la științe economice, dar mi-am dorit chestia asta. Să știți că este groaznic. Puțină lume poate rezista acolo. Știi că intri, nu știi că mai ieși. La fel se întâmplă cu cei care nu au auzit la televiziune, au auzit peste tot, dar nu știu cum se face industria energetică, cum se extrage cărbunele, cum, nu în ultimul rând, cum se produce oțelul. Păi și la producția de oțel sunt niște condiții groaznice, de temperatură, extremă temperatură, frig, iarna, foarte cald, vara, am înțeles, curent, oamenii muncesc în condiții foarte grele. Zgomote infernale, toxicitate, la fel este și în mine, exact aceleași lucruri. Nu poți să sapi în fundul pământului că totdeauna mai dai de un izvor de apă, trebuie să intervină pompa G, mai dai de nu știu ce pungă de gaze, trebuie să intervină cei cu ventilatoarele de la aeraj ca să-ți asigure măcar cantitatea minimă de oxigen. Ei, și îi mulțumesc europarlamentarului Cristian Terghe și eu acum l-am cunoscut mai bine. Știam despre dânsul că la vremea respectivă din este de la Partidul Național Țărănesc, a fost reprezentant, dar a fost pe listele Partidului Social Democrat la ultimele alegeri europarlamentare și am umblat cu dânsii și le-am făcut campanie. Bun, și acum ca să fiu da, dar felicit că a intrat și a vrut să vadă, dânsul este de profesie jurist și chiar un jurist de marcă. A vrut să intre în mine, asta nu înseamnă și nimic. Păi vrea să ducă mai departe și să le spună exact și sensibilizeze tot ceea ce înseamnă factor de decizie în Consiliul Europei și la nivel de Uniunea Europeană. Și da, avem probabil și alți europarlamentari care ar putea să facă lucrul ăsta, dacă ar fi interesat. Toți europarlamentarii Partidului Social Democrat, reprezentanții stângii în Parlamentul Europei vor face acest lucru, dânsul a făcut un demers. Sper să... Poate l-am invitat și la Comisia de Industrie și Servicii să vină să expună, ca să vedem exact ce se întâmplă, pentru că e vorba nu doar de Hunedoara, e vorba de strategia energetică națională, e vorba de independența energetică a României, este vorba despre România în primul rând. Trebuie să sensibilizăm și Europa, să ne lase și pe noi, la fel cum i-au lăsat pe cei care au aceste rezerve de cărbune. Nu, să nu înțelegeți că Europei nu-i pasă de chestia asta. Bun, atunci trebuie să ne pese nouă, deci, despre și ce să-i spunem motivele. Asta și să mergem până la ultima picătură de sudoare și să încercăm să le spunem: bă, fraților, faceți așa, este nevoie așa, pentru că problemele nu sunt doar de ordin strategic, sunt din și de ordin economic, sunt și de ordin social. Din 1989 încoace, am închis, am vândut, am înstrăinat. Bun. Tot ce a semnat industrie. Haideți cu ajutorul bunului Dumnezeu să încercăm să mai salvăm ce mai avem acum și ce putem. Ce mai avem? Încă mai avem două, trei termocentrale. Ce mai suficient avem? Pentru a asigura o continuitate acolo. Energetică. Are interesul. Vecinul? Păi vecinul vă spune cum face. Atâta timp cât ai și tu același produs, ți-l dă la un preț mai ieftin. În momentul când tu ți-ai închis producția la acel produs sau nu mai vrei să-l produci sau ai vândut, atunci aș face el prețul pe piață. Noi ani de zile nu avem linii de transport să-ți dea la anumit pe preț. Partea de vest. Nu știu dacă știați sau nu, vă sfătuiesc să vorbiți cu colegul nostru de partid, primarul de la LLS, care e foarte documentat. La ce vă referiți? La liniile de transport pentru da, energie da, electrică. Da, 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 în Ardeal. Partea de vest. Știu foarte clar, rețeaua este praf. Pe partea de vest, pe nord-vest mai ales, da? A și căzut sistemul energetic. Exact, există acolo un site, îmi scapă numele acum, unde se vede când se dă în afară, când intră înăuntru, cât producem, cum producem. La distribuție. Da. Sigur că da, există. Eu n-am știut lucrul ăsta. 25%, cu aproximație, 22, 23, 24% din energie electrică o importăm uneori. Și nu uneori, aceasta este media. 27% din producția de energie electrică în România este pe bază de cărbune. 27% este foarte mult. Deci dacă importăm în acest moment 20% plus încă 20%, 50% va fi nevoie să importăm păi bun, energie sistem electrică. Se pompează o grămadă și de la Pitești sau de undeva de pe acolo. Ceap de la Brazi. Ceap pe bază de gaz, care au fost două grupe energetice pe bază de gaz, dar alea ce fac iarna dacă sunt temperaturi extreme? Vedeți că ajungeți tot la ceea ce v-am spus eu.
Dom'le, dar avem un bazin hidrografic extraordinar. Am studiat foarte mult ceea ce înseamnă producție pe energie electrică. Am stat de vorbă cu specialiști. L-am avut în mandatul trecut președinte de comisie pe domnul Iulian Iancu, un specialist desăvârșit în energie. Se pot face foarte multe lucruri. Se poate extrage, de exemplu, hidrogenul. Știți că toată lumea discută despre producția de hidrogen și de producția de energie pe bază de hidrogen. Foarte bine, dar nu avem încă acele tehnologii. N-avem tehnologie. Dar se pot face și nici bani rapid. N-avem pentru ele. Și având atâta gaz metan. Gazul metan are CH4, da? Un atom de carbon, 4 atomi de hidrogen. Se extrag, se înmagazinează, se produce direct energie electrică. O energie nepoluantă. Hidrogenul este cel care arde și arde foarte bine și nu produce cu energia verde și toxicitate. Da, am înțeles, planeta trebuie salvată. Trebuie salvată, îngrijită, dar nu omorând independența energetică a unei țări, nu omorând oameni și nu lăsând oameni pe drumuri. Pentru că și fără condiții minime, de multe ori în spatele acestor acțiuni stau interese economice foarte mari, care nu mai românești nu sunt. Păi vedeți? De aici asta este păi și bun, ideea de ce trebuie pentru să care mai... parlamentari, europarlamentari trebuie să... Păi noi suntem acolo reprezentanții cetățenilor. Nu, dar de ce trebuie să facem noi sluga altora sau uneltele altora? De ce? Tocmai asta e ideea, că nu trebuie să fim, trebuie să fim diplomați măcar în ceasul al 12-lea și să încercăm să ne expunem ideile cu justificări pertinente, pentru că și cetățenii României, ca și ceilalți cetățeni ai Europei, sunt cu drepturi egale, cu toții suntem cetățeni. Nu există. Unii sunt mai egal decât alții. Bine, la ceea ce se întâmplă vă dau dreptate acum. Dar noi avem datoria cei care îi reprezentăm pe dânsii să combatem această păi idee. Și cum vă faceți această datorie, domnul Toma? Pentru că, uite, bun, ok, hai să încheiem subiectul, că vrem să mai vorbim. Încheiem subiectul altceva. Foarte clar. Horeca e pe butuci, agricultura se duce de râpă, industria ușoară, nu mai vorbesc, sunteți în comisia de... În ce comisie? Industrie și servicii, industrie cum și servicii. Spus, pe care cu onoare reprezint și îmi face plăcere. Ok, că tot cu onoare și tot cu drag și cu simpatie vă spun, se duce de râpă tot. Bun, deși sunt prezentate tot felul Horeca. De... Să știți că am avut lor de cuvânt în Comisia de Industrie și Servicii și săptămâna trecută și de câte ori am avut ocazia, pe toate domeniile, dar în mod special pe extracția de cărbune, pe producția de energie electrică bază de cărbune și pe Horeca, că ați trecut la acest subiect și vreau să vă spun foarte clar, am avut întâlniri, am avut audiențe în teritoriu, am avut la Simeria, am avut în... municipiul Deva și în municipiul Hunedoara, unde am și eu cabinetul parlamentar. Au venit foarte mulți oameni pentru această perioadă și a trebuit să luăm niște măsuri pandemice ca să avem distanțarea socială și ceea ce însemnau măsurile sanitare, dar am stat de vorbă cu toți, n-a contat până la ce oră. Am stat de vorbă cu... Simțiți toți nevoia când povestiți că ați avut o întâlnire să-mi spuneți că ați respectat măsurile pandemice? Păi nu, ca să vă spun că nu vorbesc prostii, ca să vă spun că nu fac politică, ci vin păi cu, mă gândesc vin, că ați respectat, că ideile... este cel mai responsabil. Păi, parcă ne-ar fi frică tuturor... Da, pentru că se trage în mod special persoane publice, că uite la nu respectă, că e o mare tâmpenie asta până la urmă, lăsați-mă eu sunt trecut prin treburile astea. Pe cuvântul meu, de câteva emisiuni încoace, toți oamenii care vin și îmi spun am avut o întrunire, am respectat măsurile pandemice. Nu mai spuneți, domnule, lucrurile astea, că mă gândesc că le-ați respectat. Hai să vă spun mai departe. M-am întâlnit și cu reprezentanții celor de la ArcelorMittal Hunedoara, care și acolo, dacă nu luăm măsuri urgente și nu vom reuși să trecem un proiect legislativ, vor rămâne oamenii fără grupe în combinat. Oamenii care lucrează cum în aceleași condiții. Ce? Peste o ordonanță de urgență care e valabilă doar până în septembrie, prin care li se recunosc grupele. Că nu s-au făcut măsurători, că s-a retehnologizat, nu știu, voi vedea foarte clar. Și probabil că vom face emisiune și pe această foarte temă. Interesant, e foarte interesant, pentru că nu îmi voi lăsa foștii colegi. Au lucrat în ArcelorMittal Hunedoara 21 de ani. Și cu toți am rămas la fel de bun prieteni, indiferent de pozițiile pe care le ocupăm fiecare, n-are importanță. De la femeia de servici și până la directorul general, toți au fost și sunt colegii mei, eu așa-i consider, și la casa de pensii și indiferent pe unde am fost. Și atunci nu-i poți lăsa pe acei oameni să rămână fără un drept câștigat doar pentru că, nu știu, așa au negociat o lege acum nu știu câți ani de zile, 10 ani. Dar vorbeam despre Horeca. La fel, reprezentanții Horeca au venit și mi-au spus, bă, cu tine vorbim altfel. Zice că ne cunoaștem, suntem prieteni
Și zic, dar nu vorbiți doar despre județul Hunedoara, nu, zice, mai aveau niște prieteni veniți din județul Timiș, din Cluj, problemele sunt aceleași peste tot. Și anume, a fost acea ordonanță de urgență care scutea industria Horeca de taxele care le datorau statului pe un an de zile, pe această perioadă pandemică, dar un an de zile însemna martie, dacă bine ne aducem aminte, 2020, martie 2021, ce au făcut, ce n-au făcut, ce mișcare de-a lor pe acolo prin Guvernul României, că numai cu asta se ocupă, au terminat acea ordonanță la 31 decembrie și începând cu ianuarie, ușor, ușor, au început să ceară taxele la stat, reprezentanților din industria Horeca. Industria Horeca care era oprită, industria Horeca care a lucrat așa cum a lucrat în sincope în 2020, în 2021 aproape deloc, industria Horeca care și-a chemat de acasă angajații ca să-i retrimit acasă după 2-3 zile în multe orașe, mai ales în marile orașe din țară. Industria Horeca care în acest moment, dacă tu le ceri dările într-o situație pandemică care n-a trecut, eu n-am văzut să ridice nicio restricție, eu n-am văzut să poți să-și continue acea oameni activitatea. Îi blochez de tot, mai blochez mai mult punând poprire pe conturile lor. Cum își poate plăti un om datoriile dacă tu îi oprești activitatea, dacă tu îi oprești și contul de unde se alimenta cu bruma de bani pe care mai avea în cont? Nu are nevoie de bani, nu? O altă idee, ce le dă? Da, le dă cât mai multe greutăți să ducă în spate, vă spun eu, aia le dă. Au implementat și au discutat despre o măsură, noul guvern care s-a instalat pe noua legislatură, 2020-2024, le-au promis că pentru firmele aflate în dificultate le va returna mult mai repede și în situație cât mai urgentă TVA-ul. Trebuie să faci acolo niște formalități, le returnezi TVA-ul rapid, așa mergea teoria, și după care îți vine controlul să vadă dacă într-adevăr ai avut dreptate. Ei, nu, știți ce au făcut? Oamenii și-au făcut deja actele necesare, dar au trimis controlul înainte de a le da banii. Deci le-au blocat și această măsură. Vă dau cuvântul de onoare. Am avut un reprezentant al celor din Horeca care mi-a spus un singur lucru, nu mor de foame, dar în acest moment, eu nu am bani în cont nici să iau pâine la familia acasă. Nu că moare de foame, nu că ar fi... bine, nu este. Este un personaj care duce o viață medie, să știți. Nu este bogat, medie însemnând că are un autoturism, de exemplu, la nivel de Dacia Duster, o locuință și asigură traiul familiei. Dar nu a excelat nimic. Omul îl cunosc foarte bine, a luat-o de la zero și a încercat să producă ceva și a făcut pe forțele lui proprii afacere în acest domeniu și a revoluționat. Este și pasionat de artă culinară, este pasionat de multe lucruri. A încercat omul să facă ceva și acum de un an i s-au stopat și face acest lucru în industria hotelieră Horeca de 10 ani de zile și merge foarte bine și a crescut. Nu are afacere proprie, el a închiriat și a dus mai departe aceste afaceri. Deci nu e un om bogat, asta vreau să vă spun. Dar să spui că nu am bani în acest moment în cont să iau totuși o pâine la familie, e cam gravă problema, nu credeți? Așa este. Ba da, cred de asemenea că trebuie să luăm câteva momente de publicitate după care să revenim. Rămâneți cu noi.